Deci, azi am să vorbesc un pic despre muzica din România și cât de stupide pot fi unele melodii. Sau cel puțin versurile. La lele, la lele. Acum nu mă înțelegeți greșit sau ceva. Iubesc muzica de orice tip, numai nele. Fie că e Skrillex sau Smiley, dar uneori nu pot să trec cu vederea anumite lucruri care chiar sunt stupide rău. Ascultă și tu! Pierdut buletin, nu mai știu de unde vin. Nu, Smiley, repetă după mine. Am pierdut... Pierdut buletin. Nu, repetă după mine. Am pierdut... Pierdut buletin. Stop! Auzi, știi ceva? Păi sunt bun! Ok. Înțeleg că melodia sună bine și chiar îmi place, Smiley. Și îmi dau seama că în spate nu e vorba de un buletin ca obiect, e vorba de o pierdere de identitate sau așa ceva. Dar gramatica, boss, aia nu se iartă chiar așa ușor. Adică, please, imaginează-ți fix asta. Un țigan și un polițist în Franța. Actele de identificațion, vă rog? Șeful, pierdut buletin. De unde venisión și cine sunteți? Nu mai știu cine sunt, domne, nu mai știu de unde vin sau de când sunt pe pământul ăsta. Atunci venisión la secțion, vă rog? Ho, șeful, doar un lucru rățin. Că să mă încuma tale nițeluș așa sau... Poți să-mi da buletinul tău, șeful, că nu se prinde nimeni. La lele, la lele. Videoclipurile de la melodii fără nici cel mai mic sens și toate sunt la fel. Ei, țâțe, mașini scumpe și un fundal total fără nicio legătură, doar ca să pară ceva mai abstract, mai artistic, faci rapid pe ăla din video să îmbrace ca un cocalar de 10 stele și gata. 3x-uri din partea lui Mihai Petre. Ce pula mea, uite aici. Știu că doare, tot mai tare, dar mai am ceva să-ți cer. Doar o favoare, e cea mai mare, uită-mă. Ați văzut? V-am arătat fix primele 10 secunde din videoul original și am regăsit deja elementele de bază. Țâțele, cocalarul, fix lângă țâțe, mașina și deșertul ca fundal abstract. Hai să înțelegem acest splendid videoclip și mintea din spatele lui. Singura legătură care creierul meu de Einstein și care probabil și unul din hipsterii ăia ar găsi-o ar fi că deșertul reprezintă singurătatea și cânticul este despre uitare, ceea ce îmbină eul liric și pula mea cu un video total fără sens și cu un buget mai mare decât banii pe care nu ți-o dat mâta să ții de mâncare la școală. Am uitat să menționez în caz că nu ți-ai dat și tu seama singur că cocalarul a purta negru, bocanci și pantaloni de piele mulată în deșert. What the fuck? Roșu flăcărat, ce gură vi l-au dat. Aici nici nu am cuvinte, așa că vă las să vă convingeți singur. Oh yeah, 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 oh yeah, this is Ninja Bublé. Și vreau să spun că mi-a fost dor și le-am spus și fetelor. În primul rând, dacă aș putea să vă arăt tot videoul, aș face-o, dar copyright. Un scurt rezumat, să vedem dacă am învățat ceva din videoclipurile trecute. Poți să intri pe net, te uiți la video în parte, hai să vedem. Se regăsesc țâțe, mașini și cocalari în acest videoclip? Te las cât timp ai tu nevoie, nu te grăbi! Răspunsul este da! Și pe lângă asta mai sunt și nașpa. Mașina e măcar un Lamborghini ceva, e una mare de Hyundai. Nici măcar n-am bani de Hyundai ăla. La început auzim un nenea care îi face intrarea în engleză, cu toate că melodia e românească. Ninja Bublé. Ninja Bublé. Apoi, lăsând deoparte că da, sună bine melodia asta, versurile, dacă le citești rând cu rând, singur noaptea sub păturică, sună exact ca ceva ce ai găsit scrijelit pe pereții unui spital de nebuni. Citește împreună cu mine asta și imaginează-ți cum un schizofrenic spune... Și vreau să spun că mi-a fost dor și le-a spus și fetelor. Vreau oricând vă atingi ușor. Cum o faci, le spun doar lor. Vezi? Acum înțelegi ce vreau să zic? Ok, dar să trecem peste faptul că sună foarte ciudat.
Vom lua partea cu tremuratul. Dacă tremuri când te atinge cineva, dragă Lydia Ninja Buble, trebuie să te duci acum la cel mai apropiat spital, pentru că, draga mea, suferi de Parkinson. Sau prostie acută, încă nu m-am decis. Dar cred că știu de ce se trage. Se trage de la reclamă de la bruschetii mariti pe care crezi că nu observă nimeni. Ara, și încă un lucru. Eu, un băiat bărbat manifer, dacă ar trebui să traduc asta, și le-am spus și fetelor, tremur când mă atingi ușor, cum o faci, le spun doar lor. Mă face să mă gândesc că tu, adică, tremur când mă atingi ușor, cum o faci, le spun doar lor, da? Mă face să mă gândesc că tu, după ce te fuți, te duci la prietene. Fetelor, aseară mi-am tras-o cu prostul ăla din nou și haidea să vă spun în detaliu exact cum a fost. Pentru că știu că vă interesează, nu? Asta nu trebuie să fie la spital. Bă, aici chiar nu am ce comenta, ok? Uită-te la video. Și-mi place așa de tare, tu aduci soare în sufletul meu, îmi place așa. La cât de retardate au fost alea dinainte, aici nu găsesc nimic. Video e foarte pozitiv, tantia chiar pare de treabă și toate cele. Singurul lucru pe care îl pot cât de cât argumenta este faptul că îi fac cântec de copii mici, adică bebeluși în cărucior, ok? Care ajunge hit song peste toate vârstele. Ceea ce nu e neapărat rău, nu? Adică înseamnă un lucru rău? Că până la urmă și eu sunt un copil pe dinăuntru, pentru că chiar îmi place cântecul ăsta. Dar please, citește asta și zi tu că nu seamănă exact cu ce găseai în cărțile cu poezii pe când sugeai la biberon și te chinuiai să bași cubul în cerc. Și tot nu mergea. Le-am desenat pe toate, în creioane colorate, am desenul meu. Mama îmi spunea, fetița mea, inima ta e castelul tău. Păi, aparent chiar nu am ce spune în afară de partea cu copilăria și... Da... Melodia asta chiar sună ok... Dacă ești gay! Și cam astea a fost părerile mele despre cântecele astea minunate. Nu uita să lași un like și un subscribe ca să te abonezi canalului, să devii unul dintre noi, unul din legiune. Dacă vrei să vezi cealaltă parodie cu animații care am făcut-o înainte, poți să apeși aici pe Next, găsi celelalte parodii ale mele. Iar pe playlist-ul din dreapta vei vedea toate chestiile făcute de mine, la care lumea și-a râs scur. Nu uita să lași și la un prieten dacă ți-a plăcut și vrei să râdă și împreună cu retardismul tău. Iar dacă ai vreo idee pe care vrei să o animezi, lasă-o în comentariu mai jos. Și patru dată viitoare la început de video o să te arăt comentariul cum l-am făcut aici. Și vei deveni vedetă peste noapte, peste 13 oameni, poate 15. Alpaca King out. Alpaca vă iubește. Alpaca.